cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, ca de obicei, la Mesagerul de Neamț și pe știri din Neamț, în direct. Ce să vă mai spun acum în această dimineață, decât că va fi foarte cald. Va fi cald și pentru că avem de sus căldură și pentru că ne fac să ne țin, ca să zic așa, calzi domnii care conduc această țară și această lume. Zilnic aflăm vești bune. S-ar putea să crească TVA-ul la băuturile cu zahăr. Nu știu dacă la rachiuri cineva poate constata cantitatea de zahăr. Sau la vinuri. Deci presupun că vinurile fără zahăr vor rămâne mai ieftine. Da, nu știu. Crește TVA-ul la tranzacții imobiliare. Așa propun. Nu ne atinge pe marea majoritate dintre noi această prevedere, pentru că e vorba de tranzacții imobiliare peste 450.000 de lei. Cresc și alte impozite și taxe, directe sau indirecte. Cresc toate. Se vorbește foarte mult despre prețurile la energie, se vorbește foarte mult despre prețurile, știu eu, al combustibilului la pompă. A trecut perioada și nu prea se mai vorbește despre prețurile lemnului de foc, de exemplu. De aceea, având în vedere că va fi o zi de foc astăzi, ne-am gândit să discutăm inclusiv despre lemnul de foc cu cineva care știe să ne spună despre lemn în general. O pasăre rară în emisiunile noastre, în general dinspre zona instituției respective, noi colaborăm foarte bine cu ei pe ce înseamnă știri informații, dar nu au fost nici încercări din partea noastră de a face emisiuni. Domnul Valentin Tămăslăcaru, directorul direcției silvice Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine ați venit la noi! Cafeaua e pe masă, apa e pe masă, ca să spun așa, pasez lemnul la dumneavoastră. Da. Eu am două vești bune. Spuneți. Dimineață, în oraș e cald, în pădure e răcoare. E mai răcoare, un pic mai răcoare. Și doi, nu venim cu o creștere a prețului a lemnului de foc deocamdată. Da, deci... Am avut o creștere în primăvară, ne-am aliniat la noile costuri de producție. Deocamdată nu ne punem problemă. Așa, un preț mediu, că știu că sunt diferite prețurile. Da, prețurile sunt diferite, dar să dăm exemplu la lemnul de foc de fac, cel mai căutat, 270 de lei. Metru cub. Metru cub. Față de concurență. Față de concurență suntem mult sub concurență. Deci cel puțin la 100 de lei. Cel puțin la 100 de lei. Prețul respectiv pe care l-am spus este fără transport, este locul. Da, deci vine omul și își îl ia de acolo. Da. Asigura și transport? Asigurăm pe cât posibil, pe cât putem. Că nu facem față la toate cererile de transport și aici e o problemă. Avem ceva, gândim să facem, să dezvoltăm treaba asta, să venim în întâmpinarea oamenilor, mai ales a celor care au centrale pe lemn. Să achiziționăm niște autovehicule cu capacitate redusă, să putem intra peste tot. Am înțeles, deci niște mașini care vine omul, comandă. O comandă, 3. Poate și un magazin online sau o comandă online. Vedem dacă am putea face și o coplată online. Este o nișă, nu foarte mare, dar să venim în întâmpinare. Bun, deci ne-am lămurit cu lemnele, nu le scumpiți deocamdată. Deocamdată. Credem ce se va întâmpla. Dar dacă se scumpesc, vă spun eu cine-i de vină. Adică puteți spune din start că de vină este războiul din Ucraina. Dar toată lumea spune că de vină e războiul din Ucraina și în special Putin. Și prețurile când cresc, dacă
virgulă, cresc combustibilii, toate prețurile se duc în sus. Bun. Ce se mai întâmplă prin direcția silvică, domnul director? Prin direcția silvică, în perioada de vară, avem un volum mai scăzut de exploatare masei lemnoase. De la 34-a, din 1 mai, nu se mai recoltează produsele principale din pădurea bătrână, să zic așa, prin înțelesul tuturor. Mergem cu extragerea arborilor din rărituri, din arboretele tineri, întreținem plantațiile pe care le avem înființate în anii anteriori, combatem dăunătorii, astea sunt principalele activități, și ne pregătim, marcăm lemnul pe care îl vom scoate la anul. De ce vara nu se taie atâta lemn? Să protejeze semințișul și lăstarii care apar de anul ăsta. Deci este o... Da, e legislație și și normal. Semințișul existent nu este lignificat în verde și tocmai pentru treaba asta, să avem, să nu-l distrugem. Director, eu nu sunt un foarte priceput în domeniul ăsta, dar vă întreb, care este starea de sănătate a pădurii în județul Neamț? Că se aud tot felul de discuții, că vezi, pădurea, nu știu, eu merg des prin păduri, ca să spun așa, și sunt zone în care chiar rămâi uimit cât de bine arată. Eu nu pot să nu mi-aduc aminte de vorbele decanului de la Facultatea de Silvicultură din Brașov, pe care am absolvit-o anul trecut, în care mi-a spus așa la o întâlnire că merg mult prin țară și pădurile o duc mai bine ca întotdeauna. Pădurile, starea de sănătate, o asigurăm tocmai prin lucrările pe care le facem și prin monitorizarea permanentă a ei. Sigur, mai apar probleme și cu datorită schimbărilor climatice. Dacă vă aduceți aminte, cu ani în urmă, cel puțin în zona Târgu Neamț, pe dealul cetății, au fost fenomene de uscare. Se întâmplă, din păcate, o încălzire globală. Au fost plantații de molid în anii 70, în zone altitudinale joase. Acum nu mai rezistă și începe un pic să schimbe etajele fitoclimatice. În sensul în care rășinoasele urcă. Și foioasele iau loc. Fagul, carpenul și celelalte. Probabil că una din marile teme ale silviculturii va fi pe termen lung. Peste decenii, ce să plantăm, să meargă în anii următori, să reziste pădurea, dacă continuă așa clima. Da. Acum, întrebarea care vine telefonat, da, într-o discuție cu cineva de la direcția silvică, vine telefonat. Adică dacă deschid acum mesajele, sigur, sunt convins. Vom avea tot felul de... Deci, întrebarea vine așa. Doamne, se mai fură din pădure? Păi să nu fim absurdi sau să nu fim ipocriți. Sunt tot felul de probleme. Încercăm să nu le mai avem. Sau problemele care au fost făcute. Cât este mit și cât este realitate în discuțiile astea privind furtul din pădure? Că dacă e să mă iau după anumite organisme non-guvernamentale, așa, noi trebuia, sigur, să avem pădurea tăiată din Ucraina și din Rusia în momentul, sigur, dacă ăsta ne referim la ideea lansată de câțiva ani pe piață că în fiecare oră dispar 3 hectare de pădure, dacă facem un calcul, nu le mai aveam acum. Și legislația și toate măsurile care s-au luat în ultimul timp, apariția SUMAL-ului, Sistemul Inteligent de Urmărire a Masei Lemnoase, au diminuat foarte mult atât tăierile ilegale cât și celelalte, nefiscalizarea lemnului. Și aici e o problemă. Să facem o diferență între o tăiere ilegală și un lemn nefiscalizat. Cum, care e diferența? Diferența e că lemnul este pus în valoare pe piață în mod corect și posibil să... Și cine poate să taie ilegal? Ilegal poate să ducă orice... Adică, nu, eu vorbesc instituții, adică mă înțeleg, deci una e să tai ilegal într-o partidă, exact, licitată. Da. Deci ești, exact, ai o partidă licitată. Exact.
te duci, ai nu știu cât de tăiat acolo. Da, da, arborii marcați și așa. Se poate întâmpla să încerce, mai tai să, încă... încerce să tai, că îi găsim. Da, da, pe lângă. Așa, și alta este, te duci în pădure, da, să tai unde îți vine ție. Ai, deci bănuiesc e o diferență. E o diferență și încercăm să le controlăm, să mergem, să nu avem astfel de probleme, să le preîntâmpinăm prin experiența anilor trecuți și a colegilor care... Unde se taie mai mult așa ilegal? În zonele... Da, problema, cum ați spus-o și dumneavoastră, dacă merge cineva în pădure să taie un arbore, problemele apar în zonele cu nivel de trai scăzut și cu mentalitate scăzut. Asta e, cred că asta e problema noastră în general a românilor. Și nivelul de trai plus mentalitate. Mentalitate. Dar s-au făcut pași în protecția personalului silvic după întâmplările nefericite, sigur, care au existat. Am avut și în neamț. Am avut și am avut, din păcate, și anul ăsta, în zona Romanului. Ce am avut? Ultraj asupra personalului silvic. Pași s-au făcut, beneficiem de o lege specială dacă avem probleme. Avem personal agresat, beneficiem de o anumită protecție. Suntem încadrați ca și celelalte instituții care își fac funcționare. Da. Da, avem probleme care pădurarii își fac datoria și sunt amenințați, agresați verbal, fizic sau chiar fizic. Am avut, din păcate, în primăvara asta, dar datorită celorlalte instituții, Inspectorat de Poliție și jandarmii, jandarmeria ne-au fost alături și încercăm să facem ordine, ca să-și facă personalul nostru de teren treaba. Sunt amenințați permanent? Sunt amenințați cei care își fac treaba, în special. Adică, da, cred că pentru dumneavoastră este simplu să vedeți care din pădurari își face mai bine treaba în momentul în care din zona respectivă vin mai multe amenințări. Ei, nu putem să facem drept așa o comparație, pentru că sunt și zone de munte greu accesibile în care nu vine nimeni să-l agreseze sau să încerce să ia lemn din pădure. Înțeles. Sunt pe lângă comunitățile locale cu un grad redus de un nivel de trai scăzut, cum am zis. Nu vreau să intru în detalii să o înțelegeți, dar s-au mai diminuat. Avem acțiuni tot timpul cu poliția, jandarmeria, cu garda forestieră, să fim prezenți și atunci și presiunea scade. Bun. Acum, la nivel de personal, dacă stăm să... De exemplu, dacă stau cu cei de la garda de mediu, îmi spun, doamne, suntem puțini, nu putem să ne facem treaba. La fel și ceilalți, de la, ați amintit, garda forestieră. Da, și eu. Nu avem personal suficient. Te duci la protecția consumatorului. Nu avem personal suficient. Alea sunt instituții, ca să spunem așa, neproductive. Adică ei nu produc. Da, sunt instituții de control. Rom Silva Neamț, pe lângă activitatea aceea de protecție a pădurii, de întreținere, etc., are și o componentă comercială. Sigur, dumneavoastră aveți posibilitatea să angajați oameni sau sunteți prinși într-o schemă pe care o transmite? Da, nu, suntem într-o schemă aprobată de Consiliul de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva. Am trecut și noi printr-o reducere de personal. Deci și la dumneavoastră s-a redus? S-a redus... Și am fost statistic direcția cu cea mai mare reducere. Având în vedere că ați avut și rezultate bune, probabil. Da. Deci indicatorii financiari au fost atinși, depășiți chiar. Nu vi pot spune... Da, lăsați că nu-i cazul. Da. Rom Silva în anul 2021 a aprobat totul. O metodologie de gradare a direcțiilor silvice. Asta înseamnă un calcul de personal în funcție de suprafața administrată și celelalte activități. Să facem punctaj, s-a făcut un punctaj și prin care singuri ne l-am calculat și ne-am dimensionat personalul. Din păcate ne-am despărțit de câțiva
colegi, câțiva muncitori. Ce se întâmplă? Direcția Silvică Neamț, față de cele de majoritatea direcțiilor silvice din țară, a lucrat foarte mult în regie proprie. Nu a externalizat foarte mult din serviciile care trebuie să le execute. Cu avantaje, având în vedere... Păi fiecare aduce avantaje și dezavantaje. Coordonarea activității. Poate prestațiile de servicii îți aduc un avantaj economic. Posibil să plătești mai puțin, dar s-ar putea să pierzi pe altă parte. La calitate sau la timpul de reacție a lucrărilor. A, deci și dumneavoastră ați trecut prin această... Da, reorganizare, să-i spunem, cam așa a fost denumită. Și există posibilitatea ca această reorganizare să mai continue? Din informațiile pe care le am la momentul actual, nu. E posibil tot timpul să-și recalculeze, să-și redimensioneze. Probabil că foarte mult pleacă și din procentul, din fondul de salarii față de cifra de afaceri. Înțeles. Nu, mă gândeam că e un fel de închistare aici, pentru că nu prea ai posibilitatea ca director de filială, cum să-i spunem așa, să dezvolți anumite activități dacă tu ești închistat într-un număr de personal. Da, am un număr fix de personal în care trebuie să mă încadrez. Sau dacă vrei să faci ceva, trebuie să te duci să spui vreau să fac asta, dăm voie. Da, tot cu ce venim nou sau dacă avem inițiative, ele trebuie să aprobate și introduse în schemă dacă vrem să dezvoltăm alte activități. Ați avut, toată lumea cunoaște activitatea asta, Luna Pădurii, cum se spunea înainte. Acum nu mai știu cum se cheamă. Da. De obicei se făceau lucrurile așa, într-un fel, să zic eu, vizibil, ca să înveți și pe alții să protejeze pădurea, să aibă grijă de ea. Cum s-a desfășurat anul ăsta activitatea? Deci activitatea anul ăsta s-a desfășurat ca în fiecare an. Nu am mai ieșit să anunțăm din motivul principal că oamenii știu cu cine, în perioada respectivă se întâmplă acțiuni de genul ăsta. Este o colaborare de ani de zile cu școlile, există o colaborare cu școlile din județul Neamț. În fiecare zi vreau să vă zic că în perioada respectivă am avut la fiecare ocol elevi, ONG-uri și oameni voluntari să vină să vadă cum se plantează. În motivul ăsta n-am mai vrut să facem. Dar activitatea toată lumea în sine... vine în... Știți cum e? La noi se interesează în activitatea noastră când plantăm, toată lumea. Ok, e frumos. Fiecare simte bine că plantează un arbore. Și fotografiile sunt bune la plantat, pentru că faci dovada că ai lăsat ceva în urma ta. Într-adevăr, te simți bine, că și chiar și mie îmi place. Când lucram și la ocol, am fost responsabil de activitatea asta vreo 5 ani de zile și de fiecare dată când mergeam, chiar mergeam o săptămână la rând, în fiecare zi vreau să plantez. Și de înțeles. Bun, și dacă ar fi să tragem linie, cam ce a însemnat activitatea asta la nivelul direcției Silvice Neamț? În 2022? Da. În fiecare an plantăm o suprafață, urmărim tăierile. Că, bineînțeles, știți ce mă întreabă când fac cunoștință cu cineva și aflu unde lucrez sau ce profesie am, dacă se mai plantează. Deci urmărim tăierile, nu le lăsăm, în 2 ani suntem obligați prin lege, luăm contravenții silvice, luăm amendă de la Garda Forestieră sau de la Ministerul de Resort. Deci aveți o anumită cantitate sau suprafață. Urmărim tăierile, unde suntem obligați, dacă nu se regenerează natural pădurea, deci, pădurea când ajunge la vârsta exploatabilității, prin planurile de management care se numesc amenajamentele noastre, se spune că putem să o exploatăm dacă avem declanșată regenerarea naturală din sămânță pe minim 70%. Avem cazuri în care nu plantăm deloc, în care avem 95% regenerată, suprafața prin tăierile executate anterior, sau pe diferența asta de 30-20%,
25. Trebuie să plantați. Trebuie să plantăm. Și venim în termen din 2 ani, suntem obligați după ce executăm ultima tăiere să plantăm acolo. Anul ăsta am plantat 1.300.000 de puieți. 1.300.000 de puieți. Da. Asta înseamnă 217 hectare. Într-un an. Într-un an, în decurs de o lună jumătate. Suntem condiționați de vreme. Până pleacă în vegetație, de la Roman, de la Câmpii și Deal, până la Borca, la Munte și Tarcău, pe Valea Tarcăului, trebuie, până pleacă în vegetație, să plantăm. Și cei 1.300.000 de puieți, de unde vin? Marea majoritate vin de la pepinierele noastre. Deci mai există pepiniere? Da, mai există, mai plantăm, mai avem. Mai aveți și pepiniere? Mai, după ce că plantați, mai țineți și pepiniere? Mai ținem. Apropo de muncitori și de oamenii pe care exact. Avem. Că și una din activitățile noastre și sunt pepinierele. Și foarte mult am ținut să mai ducem copiii școli și în pepiniere. Adică toată lumea merge la planta, dar doresc să vadă copiii ce înseamnă un solar, ce înseamnă din sămânță, să pui sămânța în solar, să muți. Cât de repede se dezvoltă, da, cum se dezvoltă. Cum arată, cum îi întreții, cum îi repici în câmp și după aia îi duce la plantat. Foarte mulți copii aveau impresia că îi luăm de undeva din păduri, îi luăm și mutăm. Și mutăm. Da. Și atunci e bine să îi ducem să vadă și oamenii, și adulții. Sunt activități pe care nu le știu. Probabil când aud din meseria noastră se gândesc că suntem principala noastră preocupare e exploatarea pădurilor. Într-adevăr, e o componentă importantă. Importantă și resursa și de multe ori necesară. Păi necesară. Putem lăsa pădurea, dar statul nu-și dorește treaba asta, să lase pădurea la voia întâmplării, să scoată lemnul care va fi prin acțiunea naturii. Apropo, sar de la una la alta. Sar de la una la alta. Aminteați de copiii care vin. Da. Noi în Neamț, la Piatra Neamț, nu mai știu în restul județului dacă mai sunt clase, avem un liceu care se cheamă Forestier. Da. Cum mai e treaba cu ei? Nu avem o, să zic, lucrăm cu ei, suntem deschiși, dar nu avem o colaborare strânsă, intensă. Nu avem un protocol de colaborare. Nu aveți protocol de colaborare că nu se dorește sau nu e instituțional, nu se poate? Nu am o problemă, vă dați seama. Chiar noi avem o problemă, vă zic sincer, cu resursa umană pe muncitorii calificați, gen fasonatori mecanici, tafiști, pentru că foarte mulți pleacă în vestul. Da, după ce au învățat un pic, da, se duc acolo. Și mi-aș dori să am o conlucrare păi, cu ei. Și unde este, din punctul dumneavoastră de vedere, veriga lipsă? Nu știu ce să vă zic, că nu am interacționat foarte mult nici cu ei sau cu inspectoratul școlar. Să... Adică mie mi se pare absurd să ai un liceu forestier și da, tu din inspectoratul școlar să nu te duci, de exemplu, la direcția silvică, când faci planul de școlarizare pentru următorii ani, da? Să spui, băi, voi aveți nevoie de... Dar dumneavoastră știți cam care e și proporția, câți oameni vin să lucreze, câți exact, pleacă, avem o statistică, câți pleacă, cam ce nevoie există. Da, asta e o problemă, dar nu e doar a liceului. Asta e o problemă și a noastră, a tuturor românilor. Nu avem planuri pe termen lung, din păcate. Nu avem. Ei mai au, parcă aveau un teren, o pepinieră undeva unde lucrau. Era de la direcția silvică, nu mai țin minte exact, chiar nu mai știu. Ideea este că, apropo de personal pregătit, și eu nu văd care ar fi problema ca liceul forestier să aibă niște clase adaptate pentru nevoile direcției silvice. Bine, pentru asta ar trebui, într-adevăr, nu o să-ți vină copiii din oraș să ducă să facă muncitor forestier, probabil că vin din zone în care... Bine, au crescut acolo. Să nu se oprească la muncitori. Da. Cu mare drag să continui mai departe. Să nu, dar trebuie să-i aduci, să le oferi și un internat unde să stea, să le oferi și o bursă, probabil, poate o clasă duală, acel învățământ dual în care direcția silvică, cu aprobare de la CEAU Național, să facă, adică 200 de lei pe lună pentru un copil la 36 de copii sau 25 de copii, nu cred că este o mare problemă.
la nivelul unei direcții silvice. Da. Atât pot să vă spun că am colegi impecabili cu liceu forestier din Piatra Neamț. Asta știu, că la un moment dat era o școală care ținea steagul sus și acolo aveau și un loc în care copiii lucrau, aveau o pepinieră undeva unde lucrau. Acum, dacă nu să vă dați seama că de practică suntem cu brațele deschise, așteptăm, nu e o problemă, așa cum pe toată lumea ajutăm și acceptăm în practică sau să-și facă lucrările la noi, să-i învățăm, nu avem absolut nicio problemă. Ați amintit așa de pepiniere, haideți să atingem o altă problemă. Activitatea, nu știu, să-i spun comercială, da? Privind vânătoarea, pescuitul sportiv. Da, avem fonduri de vânătoare, avem în jur de 10 fonduri de vânătoare pe care le administrăm noi. Activitatea, în primul rând, în ultimii ani am avut o problemă cu pesta porcină la Mistreț. La Mistreț. Am scăpat destul de bine față de alte județe ale țării, și zona de sud, să zic, și delta Dunării, nu am avut așa mortalități. Pe fondurile pe care le gestionăm avem vânat, avem o cotă de recoltă aprobată de minister, pe care o respectăm și pe care încercăm să o recoltăm. Poate de multe ori nu ne iese să putem recoltarea asta se face, recoltarea, vânatul. Da, vânat. Se face cum? Cu personalul propriu sau se organizează vânători? Fiind și o activitate comercială, încercăm să atragem vânători străini, să încasăm, să avem încasări, pentru că și acolo avem niște cheltuieli și niște targete financiare. Prima dată încercăm cu vânătorii, să atragem vânătorii din afara sistemului, să ne achite taxele respective. Și cu personalul nostru facem vânători, să ne închidem pe cotele de recoltă, să extragem exemplarele bolnave în vârstă care nu corespund. Dacă tot ați atins problema vânătorii, e o problemă mare cu urșii. Păi nu, știm că ajungem acolo. Sunt întrebări telefonă. Da, sigur. Eu spun că sunt și alte probleme din afară de urși. Pentru că există o anumită categorie de vânat protejat, care se înmulțește și care, înmulțindu-se și neputând fi rărit, schimbă în timp echilibru, echilibru din pădure. Exact. Și nu numai urși, că sunt și altele. Ați amintit de Mistreț și Mistreții au crescut foarte mult ca număr. Acum pesta au mai redus natural. Aveam probleme, sigur, cu intrau în recoltele oamenilor. Nu știu cum stăm la lup. Nu știu cum stăm la lup, dar sunt zone în țară în care lupul deja a crescut necontrolat. Exact. Nu știu la noi cum stăm. Avem și efectiv video lup, dar nu am avut probleme majore, să zic așa. Probleme am avut și noi cu urși și avem un efectiv de 4-5 ori mai mare decât optimul pe care ar trebui să-l avem. Am avut și în primăvara asta. Problemele cu ei sunt primăvara, când ies din hibernare sau din somnul de iarnă, că aici sunt păreri împărțite. Dacă nu-i frig, nu intră în somnul de iarnă. Și mărindu-se efectivul, urșii mai mici, cei din generațiile mai mici, trebuie să coboare din... Da, pentru că trăiesc așa pe niște areal. Da. Și cel mai puternic. Exact. Și le ia pe cel mai bun sau și îl menține pe cel mai bun, iar ceilalți mai tineri trebuie să plece de acolo, să-și caute. Am avut acum 2 ani, ne-am trezit cu un urs, l-am găsit pe camere în zona Roman, la Văleni. Adică pădurea de acolo nu poate susține. Și aveam... Vă dați seama, ne-a fost frică că să nu intri în gospodăriile oamenilor, că nu are ce să mănânce într-o pădure de... Acum, a apărut această nouă legislație cu privire la urși. În Neamț am avut vreo aplicare a acestei noi legislații, adică ne-am dus să recoltăm urși pentru că...
Deocamdată nu au fost nevoie să-i recoltăm. Decizia e la primar, primar localității, dacă e PUAT-ul respectiv. Am avut câțiva urși care au ieșit în sat, au mai rămas agățați în garduri, în lațuri, în... că oamenii se apără, cel puțin în zona de munte, tradițional, asta e realitatea. Nu am avut o problemă să trebuiască să îi împușcăm. Au fugit, s-au dus înapoi în pădure, dar nu se știe pe viitor. Vedeți zona asta, Harghita, Covasna, care are un areal optim, extraordinar pentru urs tradițional de zeci de ani. Au o problemă foarte mare. Și la noi ne e frică că se mulțesc, să nu se mulțească peste măsură. Deci dacă ne uităm pe geam aici afară, sunt oamenii care se duc și culeg în, pe munte, da. Zmeură, alte fructe. E la concurență cu ursul, vă dați seama la că e la concurență cu ursul. Exact. Și am întrebat de foarte multe ori, zic, mai cum faceți acum? Zice, mergem mai mulți. Da. Deci înainte mergeam câte unul, că nu... Da, da, erau sigur că nu dau da. De urs. Și acum mergem mai mulți și, zice, singura soluție, facem zgomot, 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 zice, dar tot nu ești sigur. Te trezești cu el câteodată, da. Chiar în față. Am avut și cerere, apropo, de relocarea altor urși din alte județe. Adică au fost capturați, au făcut probleme și nu am acceptat. Zic, da, ar fi culmea acum să mai aduceți urși. Exact, din altă parte, că avem și noi. Dar asta problema e în zonele în care este urs, în toată țara. Nu s-au mai vânat. Bun. Și, deci acum e de 4-5 ori mai mult. Da. Peste câțiva ani ajungem la exact. O să vedem 7-8 ori. Am văzut o declarație a ministrului de resort de la Ape și Păduri, în care o propus țărilor din vest, pentru că datorită Uniunii Europene s-a luat decizia să nu să mai vâneze, în care le s-a propus, hai să vă dăm niște urși, că avem, nimeni nu vrea. Păi nu vrea, păi în Franța... Păi Franța, Austria, Germania, ei nu mai au urs. Nu vor să-și facă... Dar în schimb se fac presiuni imense ca aici să nu se... Se păstrăm, da, să nu se vâneze, dar știți, totul e bine până sunt probleme. Că au apărut imagini, într-adevăr, în care un urs a fost lovit de o mașină. De... Nu au apărut imagini în care un urs a atacat niște ciobani sau a omorât sau i-a lăsat schiloz pe viață. Ca să vedem ce se întâmplă și partea cealaltă. Eu sunt vânător și am făcut vânătoare în facultate. Nu zic că să-i exterminăm. Trebuie să-i avem sub control. Ne putem trezi cu urși în oraș, în sate. În păi da, deja ne-am trezit, ai zis, că au venit da. Și la Piatra, în zona sigur, ei ori să crească, ori să mulțească și ori să iasă. Că e și, ați văzut, că, da, tot felul de idei, că s-o tăia pădurea, nu mai are o, și pleacă ursul. Nu, ursul în parchetele, după ce se exploatează și în plantațiile tineri, acolo îi place să stea. Haideți, spuneți un pic și cum sunt ajutați să trăiască. Dar aveți... obligația, din câte știu eu, să-i noi și avem, păi, asigurăm hrană complementară vânatului. Noi încercăm ursului să nu să nu-i dăm foarte... Să nu-i dăm domesticiți în pădure. Păi, exact, să nu-i asigurăm hrană. Cum orice vietate de pe lumea asta, când are hrană și spațiu, se mulțește. Bine, nu-i lăsăm de izbeleșe, dar nici să le dăm foarte multă mâncare să mulțească. Trebuie să ținem un echilibru. Și apoi ei sunt urși sălbatici, ei sunt obișnuiți să-și... Exact, să-și procure hrana. Suprapopularea cu urs, cum a spus dumneavoastră, poate să aibă efecte și în sens celălalt, când diminuează celelalte efective de animale sălbatice. Trebuie să avem un echilibru din animalele, din speciile de vânați, le avem pe toate într-un fond de vânătoare. Asta e ideea. Bun, acum o întrebare grea. Pe fondurile dumneavoastră da. Și nu numai pe fonduri de vânătoare. Mai găsim undeva păstrăv pe vreun râu? În Neamț? Pe Borcuța ultima dată l-am văzut. Da, posibil că mai sunt. S-au mai și încercat repopulări în anii precedenți. Mai sunt, special pe zonele și pe ocoalele de munte. Numai, din păcate, nu mai există cum eram când eram copil sau ce îmi povestesc bunicii și părinții și rudele care trăiau la munte și tradițional mergeau. Dumneavoastră mai aveți păstrăvări? Da, noi avem o păstrăvărie care merge foarte bine și în care am investit.
avem la Borca, la Ocul Silvic Borca, un păstrăv care reușim să-l scoatem la un preț bun. S-a văzut la toate târgurile, când da. Aduceți păstrăv, dispare exact. În secunda 2. Am avut, prețul este foarte bun. Da, prețul este foarte bun. Încercăm să le dăm cea mai bună hrană, să fie deosebit, ca să putem să-l și comercializăm. Chiar de aveam un preț, să zic, mai ridicat decât supermarketurile care îl vând eviscerat. Dar să venim cu o calitate a lui mai bună. Toți cunoștințele mele sau oameni care au cumpărat în perioada în care am avut promoții sau m-am adus pește în oraș, ne-au spus că e deosebit gustul. Deci pot confirma că mâncător de pește care sunt, că este diferit față de ce cumperi într-un supermarket. Asigurați și pescuit sportiv? Da, avem și tarife de pescuit sportiv, avem și cursurile de apă pe care e voie să facem treaba asta și perioadele le avem, toate detaliile găsiți la direcția silvică, compartimentul de vânătoare și salmonicultură. V-am văzut la târguri și cu miere. Da. Produceți? Da, cred că am rămas singura direcție silvică din țară în care mai avem stupine, la Ocoale, Gârcina și Târgu Neamț. Producem miere, este bio, este certificată bio, nu într-o cantitate foarte mare, nu avem foarte multe stupi, dar cât o producem, o vindem. Și... Cât mai aveți muncitori? Cât mai avem, da. Cât mai avem și stupari, cât n-o să pensioneze stupari și, din păcate, altă meserie care se cu greu se va găsi. Să vină angajat, că de obicei oamenii sunt. Cei care se pricep își fac stupurile. Fac business-ul lor. Normal. Să fie angajat aici e mai... Da. Cred că nu prea îl poți plăti la cât câștigă el separat. Da, într-adevăr, ce oferă direcția silvică sau RomSilva la momentul actual este o stabilitate și o siguranță. Și o pensie. Da, aici ajungem. Pentru că salariul, nu avem probleme financiare, salariile sunt luate la timp, celelalte drepturi, concedii, siguranța că este angajat, că va avea o pensie. Practic, dumneavoastră sunteți ca un fel de societate comercială, pe de o parte a activității, fără personalitate juridică. Da. Personalitatea juridică e a RomSilva. RomSilva. Pe de o parte, partea aceasta de pescuit, vânătoare, cabane. Da, silvoturism, sigur. Aveți cabane, unele dintre ele chiar da, renovate să le avem, la standard. Da, 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 să le avem, scoase la închiriat, da, să pot. Să pot închiria. Și, pe de altă parte, activitatea aceea de tăiere, da, așa, dar mai important și cred că principala activitate este aceea de întreținere, de bază, de întreținere, de regenerare a pădurii. Da, într-adevăr, cum ați spus, suntem o regie autonomă sub Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pe partea tehnică de legislație silvică, dar sub Ministerul de Finanțe, ca și activii ce le avem. Cea mai importantă parte este asta de gestionarea durabilă a pădurilor. Asta e partea importantă la tuturor lucrărilor care se fac. Partea comercială, într-adevăr, e partea la vedere, în care vindem lemn de foc, avem celelalte activități pe care le-ați enumerat, dar baza e lemn. Baza e pădurea, menținerea ei, suprafeței, să o mărim suprafața, să o menținem într-o stare fitosanitară foarte bună pentru generațiile următoare. Adică asta este scopul principal al RomSilvei și a direcției și a tuturor direcțiilor. Administrați și pădure privată? Da, avem. Proprietatea statului sunt 161.000 de hectare în județul Neamț și în jur de 40.000 le administrăm. Avem suprafețe pe care le administrăm a OAT-urilor sau suprafețe mai mari și avem suprafețe a persoanelor fizice, de obicei sub 5 hectare, cu care avem doar contracte de prestări servicii, în care le punem în valoare. Adică le marcăm arborii care trebuie și le emitim avizele să-și ducă oamenii lemn acasă. Și avem suprafețele astea mai mari pe care le administrăm, în care facem și lucrările, pe care le facem și în pădurea statului.
Codul Silvic prevede că nu face diferențe și discrepanțe între proprietăți, între proprietari. Da. Mai țineți minte, a fost la un moment dat un scandal imens, cu tăiat pădure la Dămuc. Da. Țineți minte? Da, eram copil, copil sau adolescent. Nu eram copil. La vremea aceea a fost un scandal imens. S-a tăiat pădurea, nu mai există pădure la Dămuc. După vreo câțiva ani am avut ocazia să merg acolo și era primar atunci altcineva, nu mai țin minte. Unde a fost tăiată pădurea aia? Și acolo. Da, acolo e pădure. Ce da. Deci, pădurea se regenerează. Ce spuneam și la începutul emisiunii. Pădurea se regenerează sau ea dăinui într-un fel, fără intervenția omului. Dar atunci nu mai ai o resursă de lemn bun, de lemn de construcții sau un lemn de lucru bun. Nu mai ai speciile, nu mai ai volumul respectiv. Dacă o lăsăm, și, să zicem, o radem. Da? O radem, o tăiem, o defrișăm, că ăsta e termenul folosit. Și avem mesteac. El nu o să dezvolte diametri foarte mari și niciodată nu o să-l putem folosi decât pentru foc, dar nici putere calorică nu o să aibă. Pe când dacă intervenim și o să avem brad molid și fag pe suprafața respectivă, din rășinoase, când va veni vremea să vor putea face tot felul de lucrări, de cherestea, de mobilă sau fagul va putea folosi și el la fel. Asta e diferența. Apropo, cum dumneavoastră când valorificați lemn, dați și la export? Nu. Nu, deci... Nu, noi îl valorificăm, deci sunt două forme pe care le știți foarte bine. După ce punem în valoare, scoatem la licitații pe picior în care exploatează firmele care se ocupă din domeniu sau exploatăm noi cu utilajele noastre. Avem câteva utilaje. Sau prestări servicii să ne scoată firmele lemnul și îl scoatem la licitații bușteanul. Sau pe picior direct și atunci gestionează firma respectivă. Și atunci ei se ocupă mai departe. Bun, dacă am încerca o concluzie la discuția noastră de astăzi, care ar fi? Sunt multe probleme. Lumea nu cunoaște exact cu cine ocupăm. Au... probabil că se gândesc că doar exploatăm, doar defrișăm, doar asta facem. Aș ruga oamenii să se intereseze, că sunt cunoscuți, au în familie oameni care lucrează în sistemul silvic, atât la RomSilva cât și la ocoalele private. Să nu uite oamenii că noi ne facem o meserie în baza unei legislații emise de statul român. Așa cum și minerii exploatează o resursă, noi exploatăm o resursă regenerabilă, ce discutam mai devreme, care dăinui și dacă o exploatăm rațional, va fi și pentru generațiile următoare. Suntem conștienți de interesul și de beneficiile aduse de pădure nouă ca sănătate oamenilor tuturor și că schimbările și mentalitățile și nivelul de trai duc și spre alte beneficii ale pădurii. Iar legislația nu poate să o schimbe decât statul în urma voinței oamenilor. Dacă își doresc să protejeze mai mult sau în alt fel, atunci ar trebui o legislație și noi o să o punem în aplicare. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost inginer Tămăslăcaru Valentin, directorul RomSilva Neamț. Poate n-ar fi rău ca în timp să discutăm pe segmente exact activitățile, adică atunci când spui că domne au vândut lemn ăștia, e mai interesant decât spui au asigurat nu știu ce tratament fitosanitar în pădure, dar ar trebui cunoscute și lucrurile astea. Da, probabil că vor fi multe întrebări sau sunt multe întrebări și exact cred că ar trebui pe capitole, pe domenii, pentru că oamenii își fac anumite idei sau sunt și idei preconcepute și ar trebui să fie informați. Sunt corect. Și idei inoculate. Exact. Da. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Invitație. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Mâine, joi, vedem cu cine ne întâlnim. Numai bine, sănătate, la revedere!